Cu bugetul aprobat în Consiliul Local, Primăria Slatina poate începe investițiile. În domeniul educației, lista de proiecte este una lungă, dar prioritară este construcția sălii de sport de la Școala Vlaicu Vodă, instituție de învățământ care nu deține un spațiu amenajat pentru activități sportive. Sala de sport de la Vlaicu Vodă, în momentul de față, sunt ceva probleme la rețeaua de utilități. Imediat cum acestea vor fi rezolvate, se va da și ordinul de începere în ceea ce privește construcția acestei săli de sport. La școala gimnazială Vlaicu Vodă din Slatina învață 450 de elevi care fac orele de educație fizică în clasă pentru că nu au sală de sport. Vestea bună este că de anul viitor școlarii vor avea o sală nouă. Ridicarea noului imobil, cu tot cu dotări, va costa 2,2 milioane de lei. Investiția va fi suportată în totalitate din bugetul local al Slatinei.